Mein Gott, der Mensch! Mein Gott! Ca la orice fel de adunare unde există oameni bine dispuși, veselia se simte la ea acasă. În cele ce urmează o să vă propun să vedem ce nu s-a văzut în realizările noastre. Mai exact, scenele din spatele scenelor. O dimineață frumoasă de august, ce se aștepta a fi una plină de zâmbete, de fâstăceli și de maimuțăreli. Totul a început cum se poate mai bine, la un păhărel de țuică. Pardon, am vrut să zic apă plată cu aromă de prună. Hai bă, nu mai vin, mami. Hai că mă aștept aici, ce mă atărie. Gata. Mitica vrea la ură apă, unde ai apa? Bă, tu ești de la Strehaia și nu știu eu. Da. Se rudă cu Leo. Bă, gluma, dar hai, gata. Dar râdem, glumim. Putem plăși. Cu faitonul meu mă plimb prin tățatul, străbat la trap dintr-un cap în altul. Mi-am tunat căruța și am transformat-o în Lamborghini Gallardo. Hai mă, dă hai! În galop! Să trăiești puțin, să trăiești puțin la mine, te rog? Nu! Dă și hainele jos! Ce-ai mă, de vezi dacă ai supărat-o. Trebuie să existe întotdeauna și cineva care să fie vertical și să țină în strună devierea fiecăruia de la ceea ce are de făcut. Ce să mai, sincron frate, măriuța, cap de horă. Ei, așa e nunta la noi românii, multă veselie. Dau la greblă, dau la greblă, să mă vadă badea bine, dar nici chiar nu mă așteptam să apară, ați ghicit, Maria Ivan. Domnișoara regizor de platou, vă rugăm părăsiți scenă. Stai un pic, stai să plece, mă, de ce vrei, unde vrei să te duci. Ia. Uite acolo. Bianca, da, tu știi că, Bianca, nu trebuie fata să obții mașină de fumea, uite. Ia și eu. Și eu. Am o femeie cum nu are nimenea. Nu mă
Mă minte, nu mă jală și nu-mi rănește inima. O iubesc la nebunie, seară de seară-s pofelie. E cea mai cu minte, fată, nu mă lasă niciodată.